Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul, și împăratul, căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui de smântână, scărpinarea nasului de sânge și stoarcerea mâniei de cert. Avem un Dumnezeu mare. Nu-L vedem întotdeauna pentru că n-avem înțelepciune să ne uităm. Mai mult, observ la foarte mulți dintre noi că am intrat într-un fel, dincolo de indiferența noastră față de creație, am intrat într-un fel de război cu creația lui Dumnezeu. Nu știu cum a fost la început, dar acum nu mai e frumos. Cred că la început tot ce a făcut Dumnezeu a fost frumos. Cred că în grădina Eden omul s-a bucurat de toate lucrurile care le-a făcut Dumnezeu și cred că toate lucrurile care le-a făcut Dumnezeu trăiau pentru bucuria omului și era așa de frumos. Acum am intrat într-un fel de război și trăim într-o lume în care se întâmplă lucruri care nu ne plac. Ce ați zice dacă v-aș spune, uite aici lângă treapta asta este un cockroach. De ce să-l omor? Vedeți cum am ajuns noi să fim cu creația lui Dumnezeu? Toma de Assisi. Ieșea în natură și se spune că veneau porumbei, se așezau pe el și el spunea, veniți, veniți frați păsări, veniți să cântăm Creatorului. Și păsările veneau, și câinii veneau, și lupii, și era prieten cu toată creația, cu florile. Toma de Assisi este sfântul care a trăit în natură. Și toate acestea erau dragi, și creația lui Dumnezeu. Și asta e o furnică, vai ce minunată furnică. Și asta e o muscă, vino stai aici, hai vino. Asta e un purice, vino că ești așa în prea mult sânge, hai ia și tu puțin. Păduchi, când zic cuvântul șoareți, mare bucurie, așa. Dacă n-ar fi Walt Disney care să ne fi influențat într-un fel gândirea noastră cu desenul animat, șoarecele ar fi într-adevăr una din cele mai scârboase animale. Am văzut femei de, știu eu, 1,80 m și nu mai spun de greutate. Trece așa gâza aia pe lângă... Nu se suie pe scaun, se suie pe masă. De ce poate să vă facă ăla? Dar ce poate să vă facă? Nimica, dar nu-mi place de el. Dar l-a făcut Dumnezeu și pe tine te-a făcut Dumnezeu. Ia, dar nu mai e. Nu știu cum o fi fost la început șoarecele. Cred că era altfel, nu era. Că pe ăsta nu-mi place. Șarpe. Șarpe? Oh, șarpe, l-a plestemat Dumnezeu. Lăcuste. Ion Botezătorul a trăit în pustie, se hrănea cu miere sălbatică și cu lăcuste. Ce vreau să spun este că între noi și creația lui Dumnezeu este că nu un climat de indiferență, este chiar un climat de dușmănie. Va veni vremea când cu toate făpturile acestea va reface Dumnezeu armonia și părtășia de la început și vom fi o bucurie unii pentru ceilalți, nu vom fi un blestem cum este astăzi. Trăim într-o lume căzută în care multe din frumusețele de la început s-au prăbușit. Ele ne dușmănesc pe noi, noi le omorâm pe ele. Știți că în planul lui Dumnezeu, până la potop, și oamenii și viețuitoarele n-au mâncat ce? Carne. Dintr-un început, noi n-am avut relații de dușmănie să mâncăm animale. Am mâncat vegetale și unii dintre noi și astăzi spun că e mai bine sau ar fi mai bine dacă am trece înapoi la vegetale. Însă de la potop încoace Dumnezeu a lăsat, a schimbat ordinea și este așa cum este. Asta a făcut să piară din frumusețea lumii mult. Asta a făcut să pierdem din bucuria de a trăi în lumea aceasta, pentru că niciunul dintre noi când suntem undeva la parc sau la munte, pe o pătură și auzim nu zicem, a, e o cobră. Ce vine, ce vine, vin aici. Fugi, du-te! Deci unul dintre noi când stăm pe iarbă și vin furnicile, nu spunem drăguțele de ele. Nu mai e bucuria dintr-un început. S-a pierdut ceva din toate acestea. A rămas însă în creație, a rămas să vedem pentru cei care au ochi să vadă, că și în lumea animală Dumnezeu a pus o înțelepciune pe care noi o numim împreună cu oamenii de știință instinctuală. Cu alte cuvinte, animalele acelea
nu gândesc. Dar Dumnezeu a pus cumva în structura lor niște porniri. Sunt programate de Dumnezeu ca niște computere. Ele nu sunt ca omul să aibă gândirea omului, fantezia omului, creativitatea omului. Ele sunt ca și niște computere mai inferioare pe care le-a programat Dumnezeu. Cartea Proverbelor spune, apropo, v-ați uitat cu luare de seamă la unele din aceste programe puse de Dumnezeu în creație? N-ați putea și voi, cât sunteți voi de deștepți și de oameni cu minte, învățați de la unele din aceste computere minuscule numite viețuitoare? Și da, ne dă 4 lecții de înțelepciune. Și în Cartea Proverbelor, capitolul 30, de la versetul 24 la versetul 28, ne pune înainte 4 feluri de viețuitoare. În mod normal, nu ne place de niciuna din acestea. Le socotim o pacoste, o nenorocire, un necaz de care ar trebui să scăpăm. Dă-i cu spray, dă-i cu o travă, dă-i cu fumigene, dă-i cu... Numai să scăpăm de ele, să le omorâm. Nu merită să trăiască. Sunt numai împotriva noastră. Nu ne aduc nicio bucurie. Cartea Proverbelor, Dumnezeu zice, ia, stai un pic. N-ai nimic de învățat de la animalele astea pe care nu le poți suferi? Pentru că așa acestea au fost făcute de Dumnezeu. Nu cumva este ceva în viața lor în care poți lua o lecție de înțelepciune de la Dumnezeu pentru viața ta de om, ființă superioară? Pentru că de multe ori în libertatea pe care v-a dat-o Dumnezeu, spune Cartea Proverbelor, ați ajuns să vă comportați inferior la programele acelea de computer pe care le-a pus Dumnezeu în instinctul viețuitoarelor. Veți spune, ele trăiesc la nivelul instinctelor. Da! Dar reușesc lucruri mai mari decât reușiți voi oamenii. Ați ajuns mai neînțelepți decât micile și urâtele și nedoritele și neiubitele animale. Și Cartea Proverbelor spune, eu m-am uitat și am văzut 4 în care am văzut lecții de înțelepciune din viața lui Dumnezeu. Furnicile, șoarecii, lăcustele și păianjenul. Și haideți să ne uităm la Biblie și să vedem ce învățăm de la fiecare dintre ele. Primii sunt... în ordinea vizitei pe care ne-o fac, furnicile. 4 vietăți sunt mai mici pe pământ. Deci mici, neînsemnate, nebăgate în seamă, neimportante, asta înseamnă mici. Și totuși dintre cele mai înțelepte, mari realizări ale lucrurilor mici. Furnicile. Ce le caracterizează pe ele este slăbiciunea. Nu sunt un popor tare. Slăbiciune. Și într-adevăr, furnicile se caracterizează prin slăbiciune dacă le compari cu alte viețuitoare. Dar își pregătesc hrana vara. Înțelepciunea pe care a așezat-o Dumnezeu în furnici, și n-aș vrea să vorbesc prea mult despre furnici, știu foarte multe lucruri frumoase despre furnici și acum când facem școală cu Sara învățăm și mai multe lucruri despre animalele acestea care nu au mușchi, dar au un schelet cu pneumatic și cu tot felul de lichide care se întâmplă acolo, presiuni care extraordinare. Furnica este unul dintre animalele care poate să ridice de nu știu câte ori greutatea ei. Mai puternică în sensul acesta proporțional decât majoritatea viețuitoarelor de pe pământ. Pot să taie, pot să lipească, pot să coase și ceea ce ne spune în contextul nostru de astăzi Dumnezeu despre furnici este că au o înțelepciune pe care oamenii nu o au. Este ceva ce nu merge prin natură. Este ceva ce Dumnezeu a pus. Și vă rog să mă urmăriți foarte atent. Ce am observat? Că noi ca oameni și suntem deștepți, noi mai ales românii, românii dintre toate popoarele lumii, domnule, noi ne descurcam cu banii de la chenzină până la salari, făceam niște minuni. Banii parcă erau de cauciuc, trebuia să întinzi de ei de la 14 până la 28. Așa, administratori buni ca românii, poporul nostru se descurcă cu puțin. Am descoperit o lege care ne caracterizează pe noi în înțelepciunea noastră neînțeleaptă. Și anume, știți cât cheltuiești? Exact atâta cât câștigi. Cheltuiești tot ce câștigi. Și se întâmplă să trăim de foarte multe ori pe picior mare și apoi dintr-o dată apare o boală, se închide compania, e un accident și ne trezim că n-am adunat nimic. Ne-am băgat la o mașină în rate. Și dintr-o dată e criza extraordinară. Și când a fost mult, în loc să punem deoparte, noi e în firea omului când are mult să cheltuiască mult. Și spunem, e normal să fie așa. Spune Dumnezeu, uitați-vă, vă rog frumos, la furnici.
Domnule, de unde are furnica asta înțelepciune? Pentru că atunci când e plin câmpul de grâu și de semințe și de toate celelalte, o furnică care n-are minte ar trebui să spună: wow, sfârșitul lumii! Nu o să mai fie foame niciodată! Nu termin boabele astea nici în patru vieți. Pa, de acum încolo stau frumos și mă uit la soare, pentru că vor fi semințe aici până la bătrânețea mea. De unde știe o furnică, când trăiește în belșugul acela de vară, că va veni o iarnă, o toamnă și o iarnă în care nu vor mai fi astea pe fața pământului, și când are mult, 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 ea se duce și pune deoparte. E ca și cum ar fi un miliardar și găsește pe jos o monedă și o ia și o bagă în buzunar. Și tu te uiți la el și spui: domnule, un miliardar adună-ți, și îl zice: păi dacă nu-i adunam, nu era miliardar. Și Cartea Proverbelor spune: omul când e în belșug, nu se gândește la viitor și crede că va dura la nesfârșit. Oare de ce nu fac greșelea aceasta furnicile? Ele nu gândesc. Ele trăiesc la nivelul instinctului. S-o arunci într-un coș cu boabe de eu știu ce, sau cu făină, sau cu eu știu ce, și furnica, în loc să zică: asta e viață, suflete al meu, bea și veselește-te! Și furnica să zică: nu, hai să punem deoparte pentru când nu mă avea. E împotriva firii, până și la om e împotriva firii. Cine a pus programul acesta în căpșorul ăla mic, pe care majoritatea dintre noi găsesc așa o mare bucurie să-l strivească? Căpșorul ăla e mai deștept decât căpșorul ăsta. Și spune Duhul lui Dumnezeu din Cartea Proverbelor: nu e asta un semn că Dumnezeu este în creație și că toate acestea au făcut de Dumnezeu? Nu vedeți că astea nu ies din natură? Astea sunt niște lucruri așezate acolo de Dumnezeu. Le-a programat în instinctul ăla care l-a pus în ele pentru ca să le garanteze supraviețuire. Și din acest punct de vedere sunt mai deștepte ca noi, și dacă am fi băieți deștepți, am învățat o lecție, ne-am dus acasă, am vorbit cu soția noastră și am spus: draga mea, hai să începem și noi să punem deoparte. O să avem cheltuieli cu tare, o să avem cheltuieli cu tare. Hai să avem niște bani puși deoparte. E înțelepciunea furnicilor. Îmi veți spune: frate Daniel, eu nu învăț nimic de la o furnică. Treaba dumneavoastră. E o lecție. E o lecție pe care am putea să o luăm. Șoarece. Come on, de la șoarece să înveți. Spuneți-mi ce ați putea învăța de la șoareci. Dumnezeu zice: hai să ne uităm la șoareci. Versetul 26. Șoarecii de munte nu sunt un popor puternic. Deci sunt slabi. Șoarecii de munte sunt un popor slab. Cum își rezolvă totuși problema șoarecii aceștia? Ca să nu fie atinși, să nu fie prinși, să nu fie stârpiți de celelalte viețuitoare. Și-au așezat locuința unde? În stânci. Cartea Proverbelor este cartea înțelepciunii lui Dumnezeu. Dacă ești vierme, vrei să locuiești în măr, nu? Și toate viețuitoarele trag acolo unde este hrana să-și facă casa. Păi dați-mi voie să vă spun că șoarecii ăștia n-au niciun motiv să-și facă casa în munte. Este ca și cum ai fi om și știi că trebuie să bei apă și aici este pârâu și tu te duci și îți faci casa la 4 km de apă, de izvor. Niciun sens. Cine i-a învățat pe șoarecii ăștia să-și facă casa așa departe de unde este mâncarea, tocmai în munte? Și să te urci de fiecare zi să te duci acolo să-și faci vizuină și să stai într-o scorbără de munte. Nu e logic. Nu e în instinctul natural. Nu este în dorința de a sta acolo unde e sursa de hrană. Cine l-a învățat pe șoarecele acestea că dacă ești slab, trebuie să te aliezi cu cineva care este tare? Și dacă tu ești șoarece, trebuie să te asociezi cu muntele ca să poți să supraviețuiești. Și înțelepciunea din Cartea Proverbelor spune: nu cumva vedeți că și aici este o logică a lui Dumnezeu pusă în instinctul acestui animal? Pentru supraviețuirea lui, el trebuie să se ascundă în muntele care este puternic. Secretul supraviețuirii lui, că el e slab, este să stea în cineva care este tare, în munte. Apostolul Pavel spunea de Domnul Iisus și de Dumnezeu: m-am rugat Domnului să-mi ia țepușul acesta de 3 ori. Și de fiecare dată Dumnezeu mi-a spus: nu ți-l iau. Harul meu ți este de ajuns. Și atunci am priceput, fraților, că atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Pentru că harul lui Dumnezeu vrea să lucreze în mine. Dumnezeu m-a chemat la o treabă de parteneri. Și nu este puterea mea, și nu este tăria mea, și nu este înțelepciunea mea, și nu este râvna mea. Ideea este că m-am asociat cu muntele și sunt în Dumnezeu.
sunt ancorat în Dumnezeu, sunt așezat în Dumnezeu și asta îmi dă stabilitate. Secretul în viață, spune șoarecele, nu este cine ești, ci este unde stai și în cine te-ai ascuns. Și secretul nostru în viață nu este cine ești după nume sau ce ai după avere, ci al cui ești după identitatea veșnică. Dacă te poți chema cu numele Dumnezeului celui viu, stai liniștit că stai bine. Te-ai aliat cu cel veșnic, cu cel atotputernic. Șoarecele, deși ar fi fost drag să-și pună locuința în coșar, acolo unde este porumbul, și să mănânce și să se desfete în porumb dimineața la prânz și seara, a spus, pentru supraviețuirea mea, trebuie să-mi fac locuința în munte. Dumnezeu l-a învățat asta. Cu atât mai mult noi ar trebui ca oameni să știm că viața este mult mai mult decât mâncare și băutură. Că există un pericol în abundență. Că acolo unde se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și că trebuie să ne așezăm sufletul nostru pe o altă temelie, nu pe încrederea în lumea aceasta, în confort și în alte lucruri, ci în stânca care este Dumnezeul veacurilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Furnicile, șoarece, lăcustele. Am vorbit despre lăcuste puțin și aș vrea să înțelegeți lăcustele în contextul Orientului. Vegetația din Orient este foarte săracă. Vegetația din Egipt, Etiopia, Israel. Vegetația în Orient este săracă. Lăcustele mănâncă în fiecare zi cam de 12 ori greutatea lor, ca să poată să trăiască. Acum, dacă asta este logica pe care ți-a așezat-o Dumnezeu în metabolism și hrana în jur e puțină, așa este în Orient acolo, nu este în jungle ca în India sau în Brazilia sau eu știu unde. Dacă ai fi lăcuste și hrana e pustie, n-ai căutat să trăiești cât mai singur, să nu împarți mâncarea cu nimeni. Lăcustele ar trebui să fie singuratice, tocmai pentru că mănâncă așa de mult. N-ar trebui să tolereze lângă ea o altă lăcustă, pentru că abia îi ajunge mâncarea pentru ea. Cum o să-i mai ajungă mâncarea și pentru cealaltă? Și dacă ai fi lăcuste, ai... Toate celelalte stau, o ștergi. Găsește o poiană și zice, wow, n-am să fac nici cri, n-am să fac nici gri, să nu afle niciuna și stau aici și mănânc numai eu. Dacă ai fi lăcustă, așa e normal să gândești. Gândiți-vă însă că este ceva împotriva naturii, pus de Dumnezeu, ca un program de computer în instinctul acestei viețuitoare, care le face nu numai să nu trăiască singuratice, dar să trăiască realmente în nori de lăcuste. Sute de mii de lăcuste! Când se ridică de pe pământ din locurile unde se înmulțesc, se întunecă soarele. Se întunecă soarele. Și spune așa în versetul 27 din capitolul 30. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Le urmăresc acum din sateliți, realmente cu radarul le urmăresc din avioane și încearcă să se ducă cu elicoptere și să-și preieze cu tot felul de substanțe ca să le omoare. De mii de ani se luptă împotriva lor, au căutat tot timpul să le omoare, tot timpul să le omoare, tot timpul să le omoare. Și lăcustele sunt și astăzi plăgi în părțile acelea de lume. Care este secretul lor? N-au împărat, n-au un conducător, dar știu că puterea lor stă în număr. Puterea lor stă în număr și în grup. Cine le-a învățat asta e greu de spus. Numai răspunsul este la Dumnezeu, pentru că e împotriva logicii. Lăcustele stau într-un loc pustiu și nu le știe nimeni, stau acolo. Și când sunt multe, pleacă. Nu pleacă singure. Nici o lăcustă nu pleacă singură. Pentru că dacă ai o lăcustă mică, șansa ei de supraviețuire e aproape zero. Când ar apărea o lăcustă în ograda cuiva, gospodarul s-ar duce și pa! S-a terminat cu ea. Și lăcustele au zis, nu. Nu ne păcălim noi să mergem una câte una. Noi nu putem supraviețui decât dacă venim cu miliardele. Și când vine norul ăla, știi ce se face omul? În loc să facă, se duce repede în casă, se bagă sub pat și își pune pătura în cap. De ce? Pentru că sunt miliarde, frate. Miliarde. Și când vin, oamenii se ascund pur și simplu. Ce rost ar avea? Ce rost ar avea dacă ați văzut vreodată la televizor cum vin să te apuci și să omori câte una pe jos așa? Te duci, ce să omori? N-ai ce să faci. Împotriva mulțimii nu ai ce. Bine, dar fiind așa de multe la vegetație, așa de puțină, nu riscă în tactica aceasta să n-aibă destulă mâncare?
Nu e problemă. A pus Dumnezeu în ele așa un instinct încât stau, mănâncă ce e acolo și, pe urmă, ca la un semnal, pleacă mai departe. Eu nu știu cum se așteaptă, dar știu precis. Vin toate, pleacă toate și așează. Și încă înțelepciunea din Cartea Proverbelor spune: voi, oamenii, de ce nu puteți să faceți așa? Când sunteți slabi, când sunteți neputincioși. Și chiar când aveți împărat, voi nu puteți să stați împreună. Și iată, lăcustele nu au împărat și totuși pornesc toate încete. Tu de ce e singurat? Tu de ce stai izolat de ceilalți? N-ai putea învăța ceva de la lăcuste? Ceilalți din jurul tău nu sunt concurenți, nu sunt dușmani, nu te sărăcesc. În mulțimea noastră este puterea noastră și împărtășia noastră este biruința noastră. Doamne, învață-ne ceva și de la lăcuste. Închei cu meșterul acesta extraordinar numit Păianjen. Nu există cineva să-i placă păianjenii. Nu sunt iubiți. Să zică, vai ce picioruși frumoase, hai să-i mai tăiem unghiile. Uite ce frumos e, să-i dăm brânză. Dumnezeu zice, păianjenul acesta este o lecție de înțelepciune pentru voi care îl disprețuiți. E moale, nu aleargă repede, e neputincios, nu are carapace. Oricine îl poate omorâ, oriunde îl prinde, și un copil îl poate omorâ. Și toată munca lui o strici cu un deget, așa dai peste plasa aceea și ai stricat munca de o săptămână. Și el și-o face înapoi. Deci, ăsta e o ființă fără apărare. Ăsta e o ființă care nu ar putea să aibă progres. Ar trebui să fie printre cele mai de jos animale și totuși spune, păianjenul acesta se găsește și în casele și în odăile împăratului. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile, nu zboară, nu mușcă, nu țipă și se găsește totuși în casele împărătești. Măcar dacă ar țipa și când să pui mâna pe el să facă, lasă-l în pace, lasă-l în pace, face gălăgie. Nu face nimic. Cu mâna îl prinzi. N-are nicio apărare. Tu și cu mine nu putem intra în casa împăratului. Îți trebuie audiență. Are gardă specială. CIA, FBI, dalea în ureche. Pistoale pe aici, radare, detectoare de mișcări, tot ce vrei, infraroșii. Nu poți intra în casa împăratului. Cum, domnule, ajung ăștia acolo? Ce înțelepciune a pus Dumnezeu în ei? Păianjenul are o taina lui, o înțelepciune a lui. În primul rând este modest. Este modest. Merge nevăzut, neauzit. Știți ce îl pierde pe țânțar în comparație cu păianjenul? Ce îl pierde? Noi știm. Nu poate să trăiască fără să facă reclamă. Bzzz, aici sunt. Bzzz, aici sunt. Bzzz, sunt foarte important. Și jap, s-a terminat cu el. Păianjenul e deștept. El e smerit, e tăcut. Nu vrea să-i fie băgată în seamă prezența. Merge prin locurile unde de obicei nu calcă prea multă lume și alege drept viață locuri în care nu are concurență. Musca merge prin toată casa, se duce peste tot. Păianjenul săracul se duce și se așează într-un colț. Nu deschideți geamul câteva luni și o să vedeți că acolo la geam undeva se face o pânză de păianjen. Nu deschideți Biblia câteva luni și o să vedeți că acolo undeva... Unde nu mergi, unde nu folosești. El nu face concurență la nimeni. Nu dă cu cotul, nu se împinge, nu dă pe altul la o parte. Unde nu se duce nimeni, acolo se așează el. Într-un tufiș, undeva în partea mai întunecată, acolo între două crângi, undeva unde... Oamenii mândri înaintează foarte greu. Oamenii smeriți au acces acolo unde nu te aștepți. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și modestia trăiește în casa împăratului. Doamne, ajută-ne să fim păianjeni măcar în casa ta. Iar cei care sunt numai gură de ei și numai știu eu ce, ajung să fie foarte lesne omorâți și înlăturați. Păianjenul, cât timp vor exista case, cotloane, vor exista păianjeni. Sunt mici, nebăgați în seamă, se târăsc, nu-și fac reclamă și stau acolo și perseverează. Când eram acasă, mă distram la noi în curte să găsesc o pânză de păianjen și să-l necăjesc. Nu-mi plăcea să-i omor. Îmi plăcea însă în fiecare zi când mă duceam să-i stric ce pânză. Și a doua zi să-l văd că a făcut-o la loc. Și iar să-i o stric. Și el iar și-o făcea la loc. Păianjenii erau prietenii mei. Că erau dușmanii muștelor.
Și nu îmi plătea să-i omor, dar se mai înnecăjesc așa, să le stric plânza și să văd până cum fac înapoi. Ce e pus în programul de computer al acestui instinct de păianjen? Modestie, perseverență, smerenie. Și ajungi chiar în locuri înalte. Doamne, îți mulțumim că ai pus înțelepciunea ta în creația ta și când ne uităm cu băgare de seamă în lucrurile pe care le-ai făcut tu, vedem că ele nu merg cum ar fi logic să meargă. Merg împotriva logicii pentru că ai pus în ele o înțelepciune nenaturală. Nu vine prin evoluție de la sine. Vine prin creație împotriva evidențelor. E un fel de programare pe care Dumnezeu a făcut-o. El care are grijă de capra sălbatică, de struț, de ouăle de struț, are grijă și de furnici, și de șoareci, și de lecuste, și de păienjeni. Să învățăm tot ce se poate învăța și să aplicăm spiritual la viața noastră, să avem hărnicia și chipzuința furnicii, să avem înțelepciunea șoarecelui care s-a aliat cu muntele, unitatea și asocierea lăcustelor și modestia, discreția, perseverența păianjenului.